S-a bucat și mere? Asta e a ta? Și da, sunt ale noastre. Să punem la tot. Dăm cu acest și hai. Vrea toată lumea salată de varză ca să nu... Da, eu vreau. Bună! Mulțumim! Mulțumim! Ați făcut pachetă? Da, da! Cum poate într-un bărbat? Salată de varză este destulă. Trebuie să mâncați cutăleți. Da, am ajuns la partea... Care s-a terminat. Poți să stai E partea plăcută. Dar a mea unde e? Cred că asta e. De când ți-am pus salată, mă simt vinovată. Da, nu e nimic. Că tu ai pus în care și... Dacă e... Da, poftă mare, poftiți la cursurile de bucătărie. Avem ocazia acum să vedem rodul muncii noastre, să vedem dacă... Numai să-l vedem, să... Așa, să-l... Să... Mâncăm. Păi da, să vedem. Da. Deci, cartofii sunt excelenți. Cine vrea și de asta, deservească și acolo. Cristina, să-mi spui și mie dacă ți se pare salata de varză cum trebuie, până să spui de aia la altă. Salata de varză este excelentă. Toată mâncarea este foarte bună. Deci, hai să deschid și acolo. Deci, cred că am ieșit și o plinie. Eu mi-am luat. Da, deci, despre ce e vorba. A fost o zi deosebită, am învățat noi rețete. Și mie, Ariel? Da, acum mergem să ducem mâncare și la oameni nevoiași care să se bucure și ei de rodul muncii noastre, da? Noi ne-am ales cu faptul că am învățat să gătim sănătos, ne pregătim pentru viață, pentru societate, să fim folositori ei, da? Dani, să știi că ești și tu acolo, deci nu te ia. Aplauze, tovară și... Astea sunt tale? Tipul care îl trăim și urgența misiunii. Ajută-ne să putem să găsim persoanele nevoiașe și să le dăm aceste pachetele și de asemenea să le spunem un cuvânt de înviere și să citească și cărțile care sunt în ele. Știm că tu poți să faci mari. Închidem poarta? Închidem poarta, că n-am încheiat la mine.